13 candidați din județul Suceava au obținut nota 10 la proba scrisă a concursului național de titularizare. În ceea ce privește distribuția notelor între 7 și 10, județul Suceava a obținut un procentaj de 56%. Pe data de 4 august au fost afișate primele rezultate ale concursului național de titularizare. 841 de candidați s-au prezentat la proba scrisă din cadrul concursului național de titularizare, din cei 907 înscriși. De asemenea, 42 de candidați s-au retras din examen, iar 3 candidați au fost eliminați pentru fraudă. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice sau catedre în anul școlar 2019-2020. În privința notelor, 406 candidați au obținut note între 7 și 9,99, 261 de candidați au obținut note între 5 și 6,99, iar 109 candidați au obținut note între 1,01 și 4,99. Rezultatele finale se afișează în data de 11 august, după soluționarea contestațiilor.